Precum mai stă Ciolacu cu vrăjeala de cocalar zilele astea, vă ziceam ieri pe live ce le-a spus premierul românilor din Italia. Dacă nimeni niciodată nu și-a cerut scuze pentru că ați fost nevoiți la un moment dat să plecați din țară, eu nu am nicio problemă să-mi cer eu scuze. Este o diasporă de peste 1 milion de români. Nici nu știi ca și prim-ministru dacă este o bucurie sau nu. Poate încet, încet vă convingem, măcar pentru o perioadă de timp, să veniți în România și să contribuiți la dezvoltarea României. Nu mai insist, nu mai ține nici măcar de ipocrizie o asemenea declarație. Nu există un adjectiv suficient de dur pentru nesimțirea asta a premierului.